Doamnelor și domnilor, din nou împreună la o nouă ediție a emisiunii Dezbaterea Zilei. Tragedia de la Crevedia a pus sub semnul întrebării toate stațiile GPL din țară. S-au făcut verificări, se fac verificări la absolut toate stațiile care folosesc acest gaz petrolier lichefiat. Despre situația stațiilor GPL și dacă sunt sigure sau nu, discutăm astăzi cu invitatul meu, domnul colonel Ionuț Grădinaru, inspector șef la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași. Am onoarea, domnule colonel, bine ați revenit în platourile noastre. Bună ziua, bine v-am regăsit. Trebuie să le spunem telespectatorilor că am stat de vorbă puțin înainte de emisiune și mi-a zis că, de fapt, stațiile care pun la vânzare GPL, stațiile din Iași, controlele la aceste stații a început cu ceva timp în urmă, nu? În conformitate cu planificarea activității de prevenire la nivelul județului Iași, activitatea de control la stațiile GPL și stațiile de distribuție carburanță a început în luna august, până la momentul producerii tragediei de la Crevedia, fiind verificate 11 astfel de stații GPL. Probleme deosebite la stațiile GPL? Sunt principal măsuri de ordin organizatoric care au fost remediate pe timpul controlelor. De asemenea, au fost aplicate și sancțiuni contravenționale pentru nereguli referitoare la dotarea cu mijloace de primă intervenție și întreținerea instalațiilor electrice. Haideți să vă întreb un lucru. Aceste nereguli cu mijloacele de primă intervenție ar fi putut conduce lipsa lor, dacă s-ar fi întâmplat, nu știu ce incident la o astfel de stație, ar fi putut conduce la o tragedie de tipul celei de la Crevedia? Având în vedere că stațiile GPL stochează o anumită cantitate de GPL mult mai mică decât cantitatea de la Crevedia, consider că la nivelul județului Iași nu se putea produce o astfel de tragedie. Bun, discutând despre ce s-a întâmplat la Crevedia, din cele ce cunoașteți dumneavoastră și care v-au fost transmise oficial, pentru că sunt convins că la nivel central s-a făcut o informare către toate inspectoratele pentru situații de urgență, cam ce s-a întâmplat acolo, ce se știe la ora actuală. Acea tragedie ar fi putut fi evitată? Până la momentul actual nu s-a primit la nivelul inspectoratului un document care să ne arate ce s-a întâmplat la Crevedia. În schimb, informațiile pe care le avem și uitându-ne la televizor și analizându-le din punct de vedere personal, consider că cei care au intervenit cu foarte puține informații referitoare la ce era la locul evenimentului. Bun. Domnule colonel, haideți să vă întreb un lucru. Care ar fi principalele probleme care s-ar putea ivi la o astfel de stație GPL? În primul rând, scurgere de produse combustibile, care sunt de natură să poată produce o explozie de o asemenea învergură. Toate neregulile care pot apărea la stație GPL sunt de natură organizatorică. Și cel mai grav factor este factorul uman, care poate greși intenționat, din neștiință, care, de fapt, aici ar fi cauza producerii unui eveniment negativ la o stație. Factorul uman. Bun, o stație GPL este de presupus că are tot felul de sisteme de avertizare. Dacă ai o scurgere de astfel de produs, dacă nu funcționează, știu, o pompă, dacă e presiunea scăzută, nu știu care aparat, nu? Adică toate acestea sunt monitorizate de aparatură care îți oferă informația. În cazul în care un angajat al acestei stații vede o scurgere de combustibil, ce trebuie să facă prima dată? În primul rând, ar trebui să oprească scurgerea, să nu permită accesul pe o distanță de 800 de metri față de punctul stației, să permită accesul forțelor de intervenție și să nu permită accesul cu mijloace de încălzire cu flacără. Deci, dacă observă
Bineînțeles că încearcă să oprească scurgerea, dar dacă nu știe, nu își dă seama de unde, cum, ce trebuie să facă? Adică anunță, clar, trebuie să anunțe la 112. Anunță pe în Sistemul Național de Urgență 112, după care se îndepărtează și așteaptă forțele de intervenție pentru a oferi cât mai multe date referitor la cantitate, la tipul substanței, la mijloace de intervenție care se găsesc la locul stației, la mijloace de protecție individuale și anumite date referitoare la substanță. Bun. Din fișa tehnică a substanței. Am înțeles. Deci, în primul și în primul rând, iarăși vine o întrebare absolut firească. Cei care operează, care lucrează la aceste stații, nu ar trebui să aibă o anumită pregătire, nu știu, să urmeze un curs, să fie atestați, că, domnule, pot lucra cu acest... Pentru a opera o astfel de stație, o altă instituție, ISCIRU, verifică pe timpul controlului atestarea profesională a operatorilor de la aceste stații. Am înțeles. Deci aici nu intervine Inspectoratul pentru Stații de Urgență, intervine cealaltă entitate, ISCIRU. Da. Bun. Domnule, colonel, vreau totuși să lămurim o problemă pentru că cei care ne urmăresc, mai mult ca sigur că mulți dintre ei și-au pus întrebarea, domnule, au fost făcute niște controle la Crevedia, chiar și Inspectoratul pentru Stații de Urgență, chiar și alte instituții, acea stație funcționa fără licență de funcționare. Inspectorii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență au posibilitatea să închidă activitatea unei astfel de stații? În situația constatării că nu se mai respectă condițiile de funcționare din punct de vedere al securității la incendiu, se anulează autorizația de securitate la incendiu și se informează toate instituțiile care concură la funcționarea societății, inclusiv agenția fiscală, VAMA, toate instituțiile, astfel încât să știe că acea societate nu mai îndeplinește cerința de securitate la incendiu într-o formă atestată. Dar poate, știu eu, angajatul de la ISU să pună lacăt și lanț pe poartă, zică, gata, nene, mergeți acasă, că nu mai... Singura posibilitate de a închide efectiv prin sigilarea societății, în care noi ca instituție avem competențe, sunt societățile din partea de administrație publică, cluburi, baruri, discoteci. În situația unui control la care se descoperă încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu, atunci putem pe timpul controlului să sigilăm societatea. Deci numai la cele de alimentație publică, baruri, restaurante, cluburi, da. Atât. Nu și la celelalte la care... Nu și la celelalte societăți. Bun. Domnule colonel, ați spus că au fost verificate stațiile CPL din județul Iași. Ați spus că nu sunt probleme mari, dar ați spus totodată că pe lângă stațiile CPL au fost verificate și stațiile de combustibile, de carburanți. Probleme ceva la aceste stații? Pe timpul controlului s-au verificat atât stațiile independente din GPL, cât și stațiile de distribuție carburanți care au și componenta de distribuție GPL. Nu sunt nereguli semnificative la nivelul județului Iași din ceea ce s-a verificat până la ora actuală, iar pentru constatările care sunt la care inspectorii de prevenire au avut de obiectat, s-au aplicat sancțiuni contravenționale. Deci nu există, știu, nereguli gen, Doamne ferește, vreo societate care să funcționeze fără autorizație la incendiu. Nu sunt astfel de cazuri, nu? Nu, toate sunt cu autorizație de securitate. Bun. La incendiu. Din cât în cât timp se verifică aceste stații GPL? În fiecare an se verifică aceste stații de distribuție carburanți și aici mă refer și la GPL și la cele clasice. Benzină, motorină, da. Benzină, conform planului de verificare în teren. În situația producerii unor evenimente la nivel județean, național sau la ordinul prefectului, se poate verifica și mai des, dar periodic, cel puțin o dată pe an. Bun. Din verificările care au fost făcute de-a lungul timpului, au fost cumva situații deosebite la vreo stație de asta de carburant, care are și GPL? În
județul Iași nu au fost probleme deosebite care să necesite ridicarea autorizației de securitate la incendiu. Putem spune că acest caz de la Crevedia este unul izolat? Eu așa îl consider. Este un caz izolat și cei care au participat la intervenție aveau informații conform documentele operative de la nivelul inspectoratului că în acel loc nu mai funcționează această stație. Mm-hmm. Deci informațiile care le aveau nu erau cele reale de la fața locului. Pentru că toată lumea a și văzut, au fost anumite filmări, era vorba de 3-5 sterne mari, una care era două care erau în curtea stației și una care era pe marginea carosabului. Adică, bun, știți că v-am întrebat mai înainte un angajat de la o astfel de stație CPR, dacă vede vreo scurgere, dacă vede vreo problemă în funcționarea stației, încearcă să oprească scurgerea, încearcă să oprească funcționarea stației, sună la 112. Presupun că o parte dintre cei care ne urmăresc lucrează și la astfel de stații CPL. Ce informații trebuie să ofere când sună la 112? În primul rând, locația producerii evenimentului, ce arde, iar în situația unor substanțe combustibile să ne spună și numărul ONU sau caracteristicile substanței ca noi să știm cu ce să intervenim. Cu ce să plecați de la sedii? De la sedii. Bun. Acum, legislația, chiar și cei care ne urmăresc acum au văzut la prezentate de televiziune centrală, legislația spune că o astfel de stație CPR trebuie să fie undeva la minim 40 de metri de celelalte construcții. Există și excepții? Sunt excepții atunci când proprietarul societății, patronul societății, pe proprie răspundere, declară și aduce măsuri compensatorii, se poate mișura această distanță cu maxim 30%. Ce înseamnă măsuri compensatorii? Măsuri compensatorii se referă la anumite construcții cu rol de a împiedica suflul exploziei să afecteze clădirile din apropiere. Mă refer aici la un zid din beton. Anumite instalații de răcire, de stingere automată a incendiilor. Chiar vreau să ajung la acest subiect pentru că industria chimică, chiar și cea din România cât mai există, are tot felul de instalații automatizate care efectiv împroașcă o anumită substanță sau apă sau ce este nevoie pentru a stinge incendiu. Legislația nu obligă și pe cei care au stații GPL la astfel de instalații automatizate? Toate aceste instalații automate de protecție și de stingere sunt prevăzute pentru o anumită cantitate de substanță combustibilă. Uh-huh. Pentru un rezervor de 4.000 de litri nu este necesar, pe când în industria petrochimică, la rafinării, la depozite mari de combustibil, acestea sunt obligatorii. Bun. Trecem puțin mai departe, pentru că cei care ne urmăresc au văzut ce înseamnă un rezervor de gaz petrolier lichefiat. Dar eu vreau să vă întreb un lucru. La ora actuală încă mai sunt localități izolate în care populația nu are acces la gaz metan și și-au cumpărat tot felul de rezervoare cu gaz propan. Sunt într-un fel asemănătoare pentru acele instalații care le are omul în curtea lui la 4-5 metri de casă. Nu trebuie o autorizație de la ISU? Aceste instalații se referă doar la stocarea combustibilului gazos pentru încălzire, nu pentru distribuire la autovehicule. În situația în care un cetățean optează pentru o astfel de soluție pentru asigurarea gazului metan, el trebuie să facă un proiect în care ISCIR-ul autorizează punerea în funcțiune a acestei instalații. Nici de cum ISU. ISU nu are nicio problemă, nicio... Bun, dar verificarea acestor instalații se face de către ISCIR sau de către ISU? Din punct de vedere tehnic, verificarea se face de către ISCIR. Uh-huh. Pentru că eu am văzut în localitățile montane multe astfel de recipiente și atunci am zis, domnule, la fel ca GPL-ul. Bun, domnule colonel, trecând peste tragedia care este extraordinară, în care răniți și în stare gravă sunt chiar și salvatori, pompieri, jandarmi, polițiști. Credeți că
Cum s-a acționat acolo? Ați văzut la televizor foarte multe filmări. Cum s-a acționat acolo? S-a greșit într-un fel în modul de acțiune a salvatorilor? Nu am avut o discuție efectivă cu comandantul intervenției, cu cel care a fost primul la locul intervenției pentru a mă pune în pielea lui. Pompierii români, în general, sunt o instituție care intră în foc, care acționează ofensiv și nu defensiv. În situația în care sunt indicii foarte clare că situația de la locul intervenției se poate schimba, automat personalul operativ din propria inițiativă trece pe partea de defensivă. Știți de ce? Pentru că unele imagini au arătat că la un moment dat, la locul incendiului, au apărut niște roboți care au fost trimiși cât mai aproape ca pentru a putea controla și stinge focul. Nu știu, ar fi trebuit oare din prima să trimită astfel de roboți automatizați pentru a stinge incendiu? Eu cred și consider că această autospecială de stins incendii cu roboți a fost trimisă din primul moment. Problema este locația în care ea este garată, și distanța pe care trebuie parcursă până la locul intervenției. Normal că prima mașină a plecat de la Buftea, undeva la 10 km, pe când autospeciala de intervenție cu roboți a plecat din zona Bucureștiului, poate la 50 km. Și normal să ajungă mai târziu. Am înțeles. Bun. Haideți să tragem o concluzie, domnul colonel, acum la finalul acestei emisiuni. Sunt sigure stațiile GPL sau nu? Atât timp cât se respectă autorizația și măsurile din autorizația de securitate la incendiu și autorizația de punere în funcțiune emisă de către ISCIR, aceste stații sunt sigure. Singura problemă pe care noi o am identificat-o este factorul uman, care poate influența în mod tragic. Am înțeles. Mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea, domnule colonel. Doamne și domnilor, suntem la finalul acestei ediții, o tragedie cumplită, Crevilia. De fapt, de-a lungul anilor, dacă vă mai aduceți aminte, a fost o explozie la Mihăilești cu deces, a fost un incendiu la colectiv cu persoane decedate, acum explozia de la Crevilia. Și gândiți-vă că în toate aceste evenimente tragice, factorul uman a fost cel care a declanșat tragedia și nerespectarea anumitor norme și anumitor legi. De aceea, mai mult ca sigur că ancheta de la Crevilia va face lumină și în acest caz. Nu trebuie de acum să blamăm tot ce înseamnă stație GPL, atâta timp cât ele sunt operate conform legislației și respectând toate normele, ele sunt sigure. De altfel, ați auzit și declarația inspectorului șef, domnul Ionuț Grăzinaru, la nivelul județului Iași, nu sunt probleme cu stațiile GPL. Până data viitoare, cele bune. La revedere!